Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanu s-a născut în Iviria, respectiv Georgia de astăzi, în anul 1650, dar activitatea sa în slujba bisericii și-a desfășurat-o în țara românească. A fost, pe rând, egumen al mănăstirii Snagov, episcop de Vâlcea și mitropolit al țării românești. În același timp a fost și un mare om de cultură, tipograf, graver, teolog și autor al celebrelor didahii, o colecție de predici folosite la marile sărbători de peste la insistențele otomane a fost exilat în anul 1716 și a dat viața ca un martir pentru credința creștină, fiind ucis de către ostașii care îl escortau pe drumul exilului. Romano-catolicii îl venerează pe 27 septembrie pe Sfântul Vicențiu de Paul. Acesta s-a născut pe data de 24 aprilie 1581 și și-a dedicat viața îngrijirii săracilor și combaterii mizeriei. Figură marcantă a reînnoirii spirituale franceze din secolul al XVII-lea, Sfântul Vicențiu de Paul este venerat ca sfânt în biserica catolică și în biserica anglicană. A fost canonizat în anul 1737. Vicențiu de Paul a fost renumit pentru compasiunea, umilința și generozitatea sa, călugărițele vicentine din congregația surorilor de caritate, înființată de către Vicențiu de Paul, au purtat până în anul 1964 acoperământul pe cap numit cornete, caracteristic acestora. Sfântul Vicențiu de Paul a încetat din viață pe 20. 27 septembrie 1660.